Și vin vești bune, Bucureștiul a intrat de ieri în scenariul galben cu o rată de infectare de sub 3 la mie. Dacă această situație continuă timp de 3 zile, există posibilitatea redeschiderii cinematografelor, teatrelor, barurilor și restaurantelor în interior. Totul însă la 30% din capacitatea acestor unități. De asemenea, dacă timp de 2 săptămâni capitala rămâne în scenariul galben, copiii de grădiniță, cei de școală, liceul, vor putea să meargă la ore din 8 februarie. Vaccinarea anticovid la pachet cu foarte multe întrebări și, bineînțeles, temere ale oamenilor, dar cât de eficientă este și ce facem în cazul în care ne infectăm după prima doză de vaccin? Aflăm chiar acum de la colega noastră, Oana Svobodă. Oana, te ascultăm, ești în direct. Bun găsit, Emma, bun găsit tuturor. Foarte important de menționat este faptul că nu ne este recomandat să ne imunizăm dacă suntem infectați cu coronavirus. Abia la o lună de la diagnostic ne putem vaccina, iar dacă ne infectăm după ce primim prima doză de vaccin, ar trebui să respectăm același termen, o lună de la diagnostic. Coordonatorul campaniei de vaccinare din Israel a avertizat de pildă că o unică doză de vaccin nu are eficacitatea pe care specialiștii au spus-o, au menționat-o la început, asta în condițiile în care cei care au primit rapelul au dezvoltat mult mai mulți anticorp. Pfizer spunea că acest vaccin are o eficacitate de puțin peste 50%. Problema protecției oferite de acest vaccin a apărut în contextul în care mii de israelieni s-au infectat după ce au primit prima doză, însă specialiștii spun că aceștia au fost expuși virusului înainte să facă anticorpii necesari. Emma? Oana Svobodă, mulțumesc. E important să ne uităm la faptul totuși că marea masă, da? Deci majoritatea românilor cred în vaccin și se vaccinează. Sunt cozi la centrele de vaccinare, platforma de înscriere este accesată de sute de mii de oameni zilnic și da, se și blochează. Iar ieri în 31 de județe din țară nu mai exista niciun loc disponibil pentru programări. În acest context, autoritățile au cerut STS actualizarea platformei astfel încât programările să poată să fie făcute până la 1 martie. Între timp, la cei vaccinați nu au existat efecte adverse majore. Stăm de vorbă cu Valeria Herdea, medic de familie în legătură telefonică directă cu noi. Să răspună. Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc frumos de invitație. Cu mare, mare drag, mai ales că am citit la un moment dat în presă, după ce v-ați vaccinat, că a existat un anume tip de reacție și vreau să le explicăm oamenilor că ceea ce ați trăit dumneavoastră este absolut firesc. Să povestim puțin. Ați făcut vaccinul? Deci am făcut vaccinul, am fost foarte bine timp de 8 ore, după aceea în următoarele 12 ore am prezentat febră până în 38 de grade, deci nu mai mult. Și am avut somn ușor și sigur că m-am simțit mai obosit. Am luat paracetamol și între timp s-a rezolvat. Deci asta a fost tot. Dar asta se întâmplă la foarte mulți, de exemplu, vaccinează 30 de ani copii, adulți în cabinet. Foarte mulți dintre aceștia pot dezvolta o reacție locală, care poate fi roșeasă, ușoară umflarea brațului. O ușoară durere poate în zona respectivă. Ușoară durere. Sau pot să dezvolta o reacție febrilă. Este o reacție fazi fiziologică de după vaccin. Practic s-a introdus un antigen și organismul meu reacționează. Deci nu e nimic spectaculos. Pur și simplu am spus cinstit ce mi s-a întâmplat pentru că mi se pare corect să spun oamenilor în felul acesta. Oamenii vor ști că se pot aștepta. Cei mai mulți. Dar e foarte bine să știm ce ne așteaptă. Mi se pare foarte sănătos. 95% din oameni n-au nimic. Noi la 5% ca și mine pot dezvolta aceste reacții. Asta e reactivitatea mea. Și atunci, știți ce vreau să vă întreb? Și mi-a trecut și m-am simțit foarte bine după 12 ore, n-am mai avut nimic. Voiam să mă întreb, doamna Herdea, dacă, să zicem, luăm situația unui om care până acum a ales să nu se vaccineze nici antigripal, a făcut doar cele din schema clasică când era copil și alege să facă acest vaccin. Există posibilitatea sau are vreo legătură cu faptul că ar fi la un prim vaccin, la maturitate, să aibă o reacție de genul ăsta sau e pur și simplu o loterie în funcție și de o schemă logică a ADN-ului său? Să ne înțelegem. Eu sunt convinsă că pe fondul de oboseală pe care l-am avut, ca să termin cu mine, eu pe fondul de oboseală pe care l-am avut și acumulat de aproape un an de zile în care n-am fost concediu, n-am fost la soare, n-am avut zile libere, nimic,
Să știți că pe acest pol, sigur că și imunitatea mea se poate modifica. Corect. Și atunci cu atât mai mult mi-am dorit să ajung să mă vaccinez, pentru ca să nu fiu un vector în comunitatea pe care o îngrijesc, nici în familia mea și nici pentru ceilalți. Plus că îmi doresc să circul, nu mai pot să stau așa, am nevoie să-mi reiau activitatea profesională științifică, să merg la evenimente științifice, de sunt multe. Întorcându-mă la ce m-a întrebat, o persoană sănătoasă, care până atunci nu a avut niciun fel de probleme, nu va avea probleme nici la vaccinare. Inclusiv persoanele care au antecedente alergice pot fi vaccinate, dar rugămintea este să declare onest pe acea fișă pe care o completează la prezentarea la centru de vaccinare, prezintând antecedente alergie la medicamente, la alimente, la ce știu eu ce probleme are, și pornind de la un considerent simplu. În lume, 30% dintre oameni au un fond predispozant spre alergie. Atenție, nu au alergii, ci un fond predispozant în anumite condiții de mediu. Exact ce vă spuneam, stres, oboseală, forte emoții, alimentație, probleme, lipsă de expunere la soare și așa mai departe. Dincolo de vârsta de 40 de ani, oamenii au o tendință de aproape 60% de a dezvolta aceste alergii, pentru că între timp organismul lor a venit în contact cu factori de mediu, pentru că în timp există uzura fiziologică a noastră și nu mai suntem chiar atât de bine puși la punct cum eram și înainte. Sigur, o să fim foarte tineri, ani în șir, ne sperăm toți, bineînțeles, dar asta nu înseamnă că organismul nostru nu reacționează altfel. Asta este și explicația de ce apar mult mai multe reacții mai târziu. Dar atenție, reacțiile sunt controlabile, se pot rezolva, marea majoritate sunt locale, iar în ce privește febra, care poate să apară încă o dată în 5% din cazuri, sau chiar mai puțin, poate fi controlată cu paracetamol. Deci, rugămintea este să ne păstrăm calmul, liniștea, echilibru, să vorbim cu oamenii de la centru de vaccinare, pentru că esențial este să comunicăm, să povestim ce e cu noi, ce avem, cinstit, onest, și să nu ajungem la automedicație. Este esențial să înțelegem că febra de după vaccin nu necesită antibiotic, febra de după vaccin nu este o boală contagioasă, iar apropo de ce povesteați înainte cu acele situații în care au fost în Israel sau în alte părți oameni care au dezvoltat o formă de boală după vaccinare, acei oameni se aflau în perioadă de incubație, când omul e aparent sănătos, nu are absolut nimic. Face prima doză de vaccin, va face o formă mai ușoară de boală, pentru că el era deja în derularea bolii și nu se va întâmpla nimic altceva, dar nu mai face formă severă de boală. Deci, ceea ce cred că e cel mai important, eu asta aș reține ca esențial. Am două întrebări de la cei de acasă. Ne putem vaccina dacă suntem răciți? Ne putem vaccina dacă avem o formă ușoară de rinită, nu ne vaccinăm dacă avem boală febrilă acută peste 38 de grade, nu ne vaccinăm dacă suntem într-un tratament acut pentru o boală cunoscută, și acestea sunt lucruri pe care trebuie de asemenea dacă să le prezentăm. Dacă iau paracetamol pentru răceală, medicație simplă, să-i spunem. Nu se întâmplă absolut nimic, puteți lua paracetamol, vitamina C, un dezinfectant. Și pot să mă vaccinez, deci dacă sunt un pic răcită, iau paracetamol, merg la vaccinare la COVID, atenție, cu aceeași rugăminte. Onestitatea este un lucru extrem de serios, pentru că o boală ușoară, o formă ușoară de boală, poate fi antecamera unei boli mai serioase. Medicul de la centru de vaccinare vă va evalua, va sta de vorbă cu dumneavoastră și va stabili împreună oportunitatea vaccinării sau amânarea la un termen ulterior. Nu se întâmplă nimic dacă acel medic va stabili pentru sănătatea și în interesul pacientului să îl vaccineze și să-i recomande câteva lucruri elementare, simple, pentru următoarele zile, sau, dacă va considera că este debutul unei boli mai serioase, să-l amâne și să fie reprogramat la vaccinare. Înțelegerea și răbdarea de care avem nevoie acum mai mult ca oricând este garantată de următorul lucru. Avem vaccin, ne putem vaccina, amânarea nu va fi o dramă pentru nimeni. Și noi am avut această perioadă și toată lumea s-a gândit la fel. Mă, cum fac să mă vaccinez adică mai repede? Adică n-are sens să riscăm dacă totuși suntem într-o situație mai complicată. O ultimă întrebare, doamna Herdea. În cazul unei situații oncologice, cu tratament specific, să spunem chimio, cum face omul respectiv? În acest caz, oncologul împreună cu pacientul și cu medicul curant, medicul de familie, vor stabili oportunitatea vaccinării. Atenție, discutăm despre lucruri foarte serioase. Una este un cancer tratat și care este într-o perioadă stabilă, în care pacientul nu are probleme acute, nu urmează un tratament oncologic sau radioactiv sau mai știu ce altceva, și atunci, sigur, pacientul va putea face vaccinul, dar încă o dată și cu sfatul oncologului, sau un pacient care este cu un cancer activ în tratament, care va face, pentru că este în imunosupresie, va respecta
cu rigurozitate indicațiile oncologului. Nu ne depășim competența, analizăm cazul, personalizăm vaccinarea, susținem vaccinarea, dar avem nevoie să luăm toate măsurile ca acel pacient să fie în siguranță. Suntem medici înainte de orice și prima noastră siguranța pacientului e prima noastră preocupare. Mulțumesc. Deci, interdisciplinară va spune ultimul cuvânt. Mulțumesc din suflet, Valeria Herdea, medic de familie și unul dintre comunicatorii în această perioadă, și apreciez foarte tare la doamna Herdea că spune lucrurile pe nume, în situații foarte clare și precise. Cred că vă imaginați că medicii de familie au și ei viețile lor, au și ei dorințele lor de a merge, de a călători, de a merge la evenimente specifice. În primul rând că știu foarte bine istoricul pacienților. În principiu se presupune, acum știu că nu toți medicii de familie sunt la fel, dar apreciez faptul că putem să vorbim pe șleau despre faptul că un medic de familie în situația doamnei Herdea a făcut febră, stare febrilă după vaccin.